Polițiștii de investigare a criminalității economice din Constanța au organizat o acțiune, context în care au prins în flagrant delict doi bărbați care au fost reținuți fiind bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni economice. La data de 19 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale și a polițiștilor Serviciului Rutier au desfășurat o acțiune în municipiul Constanța, în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri, sub semnătură privată și uz de fals. În acest context, polițiștii au depistat în flagrant delict doi bărbați bănuiți că ar fi indus în eroare două societăți comerciale din municipiul Constanța prin folosirea calității mincinoase de reprezentanței unei societăți comerciale din București. În urma cercetărilor și aprobatoriului administrat în cauză, polițiștii au stabilit faptul că cei doi bărbați în vârstă de 25, respectiv 33 de ani, ambii din Constanța, ar fi închiriat de la administratorii celor două societăți prin emiterea unor documente și ștampile falsificate emise de către o societate din București, ele și metalici. Ulterior, la data de 19 mai, bărbații ar fi încercat să comercializeze bunurile închiriate în baza unor documente falsificate către clienți din județul Ilfov și municipiul București. Prejudiciul în valoare de 155.000 de lei a fost recuperat urmând a fi restituit persoanelor vătămate.